6 septembrie, în jurul orei 12:43 de minute, polițiștii din Sângerei au fost alertați cu privire la producerea unui accident rutier în localitatea Bilicenii Vechi. Din cercetările preliminare efectuate la fața locului, s-a constatat că un bărbat de 61 de ani, locuitor al raionului Rășcani, care conducea un camion de model MAN pe traseul R6 prin localitatea Bilicenii Vechi, a pierdut controlul volanului din motive încă necunoscute, iar camionul s-a răsturnat în afara carosabilului pe un teren agricol. În urma accidentului, nu au fost înregistrate victime. Șoferul a fost testat alcooscopic, rezultatul fiind negativ. Alte circunstanțe se stabilesc.